Salutare tuturor, bine v-am găsit la primul episod din Bătălia Conturilor, o nouă serie pe care am anunțat-o în începutul lunii februarie acestui an, unde v-am rugat foarte frumos să vă lăsați pur și simplu linkul de la contul care doriți să participați într-un concurs de tip eliminatoriu. Pentru cei care vă uitați la fotbal și cunoașteți competiții precum formatul cupelor domestice, unde vă joacă echipa favorită, sau Champions League, unde ar fi un exemplu mai ușor pentru a ne raporta, am adunat în prima ediție 64 de persoane, cu greu, cu puțin împingere de la spate, dar am reușit să ne strângem 64 de conturi. Eu nu particip în această ediție, de exemplu, poate pe viitor. Țin să vă anunț încă din debutul acestui episod că fiecare episod care o să apară din această serie o să difere. De exemplu, în al doilea episod o să avem bătălia membrilor, unde doar membrii YouTube de la vremea respectivă și cei pe care îi avem inclusiv acum pot să participe, unde nu o să facem un sistem de 64 pentru că a durat foarte mult să gândim regulile, punctajele pentru care putem să departajăm jucătorii să treacă în rundele următoare. Și în primul rând e de două ori mai multă muncă pentru a observa conturile voastre. Pentru a nu fi neapărat o serie tot de inutilă, am instalat și câteva premii infime, dacă mă întrebați pe mine. Sunt total de acord cu voi dacă aveți părerea asta, dar să nu fie degeaba. Și avem în total 1600 de gold pe care îi pun la bătaie în prima ediție pentru voi. Și voi, că ați fost băieți cu minți și ați avut câștig de cauză, unii dintre voi, mai exact primii trei care au reușit să cipească bonusul de debut din această serie, vă mulțumesc pentru fiecare care ați avut un minuțel să vă lăsați contul pentru a face acest concept unic la noi în România pe baza comunității de SAMP. Vă mulțumesc foarte frumos pentru susținerea de care dați dovadă de atât timp și nu o să mai țin foarte mult. Sistemul o să fie în felul următor. Am tras meciurile live, am luat lista celor 64 de candidați și în funcție de random ORG ați avut parte de un matchmaking, cum s-ar spune, în sistem eliminatoriu. De la 64, câștigătorii trec în numărul 32, 16, 8, 4, care sunt sferturile, semifinalele, după care avem finală mică, finală mare pentru a departaja locul al treilea. Pentru fiecare rundă o să fie fel și fel de reguli diferite și pe cât avansăm în competiție se îngreunează sarcina pentru voi. Din păcate nu faceți nimic, eu am fost la butoane în timpul acesta și eu v-am departajat în funcție de cum am considerat eu și de cum au ieșit punctele. Asta o să vedeți voi mai târziu când o să avansăm în episod. Însă tot ce vă pot spune este că nu se bazează pe un concept plictisitor care să fie bazat doar pe puncte, este și norocul în această ecuație pentru a elimina factorul de monotonie și a instala puțin suspans, pentru că am avut cazuri în care conturi mai slabe au bătut conturi mai bune, mulțumită tragerilor la sorți în funcție de unele criterii. Ca să nu vă pun și degeaba pe voi în public, am făcut brachetul și vi l-am pus pe site la anunțuri la un moment dat, în tot așa debutul lunii februarie, unde ați avut șansa să intrați pe linkul din imagine, să votați care jucători credeți că avansează în runda următoare. Și hai să vedem cum au fost matchmaking-urile. După cum v-am spus și mai devreme, dragi prieteni, ați avut și voi importanță în ecuația calculilor primei runde din bătălia conturilor. A fost un număr interesant de persoane care ați votat, cele 64 de persoane care se băteau în prima rundă. Că v-ați votat favoriții sau cine merita să intre în runda următoare, asta nu a contat pentru mine, dar m-am gândit să aveți și voi un oarecare cuvânt de spus în bătălia asta, având în vedere că voi vă uitați și pentru voi facem chestiile astea. Și m-am gândit în felul următor. Prima rundă constă în cei care au acumulat peste 70% din votul publicului trec automat în runda a doua. Cei care au sub 70% sunt departajați la 3 categorii.
care sunt pe scor general, adică 3 puncte, un punct pe categorie. Categoriile fiind joburi, proprietăți și top 3 facțiuni. Ce înseamnă chestia asta? Că în cazul în care avem jucători care au 69% sau chiar mai jos, intră cu adversarul lor direct la o departajare pe 3 categorii, după cum v-am spus, și cine câștigă 2 din 3 categorii, din punctul meu de vedere, avansează în runda a doua, unde se schimbă lucrurile acolo. Ce înseamnă departajarea la joburi, proprietăți și top 3 facțiuni? O luăm cu sfârșitul, anume cu top 3 facțiuni, că este un punct mai decisiv și a fost un punct mai decisiv pentru alții. Când intrați pe website, aveți o categorie de top 5 facțiuni. Eu iau primele 3 și analizez faction history-ul exact pe facțiunile respective, care sunt primele 3 la număr care apar acolo în top. Nu ce este sub, nu alte criterii. Ce intră la proprietăți, mașinile, la tot, dacă sunt bizuri, case sau alte averi considerabile. Și la capitolul joburi, cine are cea mai multe joburi ca și skill avansat, este destul de ușor, sper că ați înțeles ideea. În prima partidă, între avere ochia și King, Andy, Aline, băiatul ăsta, îl furam acum. Departajarea pentru joburi se face în felul motor. Fiecare skill 5 înseamnă câte un punct, are 5, deci are 3 joburi cu skill 5, 1, 2, 3, 4, 5 bucăți pentru King Andy, deci punctul de la joburi se duce pentru King Andy. Proprietățile celor două persoane, Averio și King Andy, 9 din 10, 30 din 40 de sloturi, nu cred că o să avem foarte mare bătăie de cap în departajarea celor doi în ceea ce privește proprietățile. Văd că are și vehicule premium King Andy. Să vedem și business-uri. N-au niciuna, skin-uri sunt foarte interesant. Au chiar două Onyx Andy, 5 platinum are și King Andy. Din păcate, din fericire, din fel și motive, punctul pentru proprietăți se ucidea, sine la Andy. Uf, și din start avem chiar din prima rundă un meci greu, ce puțin pentru mine de analizat. Dar să analizăm top 3 facțiuni, chiar 3 are și Silviu, 6-5-3, 5-5-4 în schimb. Să vedem la SFSI cum a stat treaba. A avut rank 5 de asemenea, deci asta înseamnă un 5-5-3, 5-5-3, 5-5-4. Rankurile 6 sunt o idee subiectivă pentru mine. O să analizăm și zilele atunci, 290 în Hitman, LV Taxi, LVPD și National Guard. În National Guard are un rank 4, cel de acum din 2024. Am mai avut și la SFB, la top 3, astea sunt după VH și arătate. La LVPD să vedem, a avut un rank 5, echime din luna 9-a. Până luna 5-a, a ținut aproape un an de zile, mai lăseau 4 luni, deci 8 luni de zile a ținut în facțiune. Ok. Și NG-ul este proaspăt, deci cum ar fi, are 87 de zile. Și acum LV Taxi, din luna 10-a 2021, din luna 10-a 2021, până luna 4-a, deci a ținut și 6 luni aici, 6 luni cu 8 luni. Și cu încă 3 luni, punctul îl dăm la Antidot aici. Punctul mai azi lui Silvi, nu Antidot. A avut foarte multe zile în Hitman și se ia rank greu în Hitman în comparație cu alte facțiuni și a avut și acele PV-uri. E o idee subiectiv. La joburi are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci Silvi câștigă la capitolul property, joburi la property, o să fie cam tot pe acolo. Cam tot pe acolo o să fie, să vedem ce se întâmplă. Patriot, o să numărăm vehiculele premium în ordine. Patriot, Tanker, Shamal 3, Leviathan 4. Și acum la Silvi,
Să vedem ce se întâmplă. Un șamal. Flatbed cu far track și Leviathan 4. Și deja are încă 3 aici. Deci Sylvie, fără dar, fără poate, este câștigătorul acestei runde. Ca și rundele precedente, am venit pentru job. Începem prima oară cu băieții și doi. Să vedem care se laudă cu ce joburi se laudă, că nu prea au muncit băieții. 3 bucăți pentru Stay in Shadow și o singură bucată pentru Niste. Wow. Greu. Se vede că nu sunt conturi cine știe ce. Și pe business stau... stau bine tot. Pe skin-uri să vedem ce se întâmplă. Niste o să ia punctul. Departajarea o să facă la FH. Să vedem cu ce se laudă fiecare. Da, nici nu e rost de comparație, nici măcar n-ar... Ăsta e top 3-ul. Asta e In Shadow. Uf, un match interesant aici, un cont foarte colorat de la Derek Rege pe Deagle, cu multe insigne, multe nebunii și ștrumful nostru favorit, Smurf, amândoi jucători activi. Să vedem la mișto pe job cum stau băieții pe conturile lor. Și văd acolo niște procente multe. Smurf are 10 bucăți. Una, două, trei, aproape patru. 4, 5, 6, 7 bucăți. Ștrumful câștigă in extremis punctul de a job. Să vedem pe property cum stau băieții. Oho, o să avem o rundă interesantă. Delec văd că nu are cine știe ce fel de vehicule. Contul Smurf are un Dunride, care este primul șamal de asemenea. Dar să vedem cu ce compensează pe business. Dacă are un bis periculos, Derek poate să revină, nu poate să revină. Și are și casă, Smurf, nu contează, e ieftină. Dar are și casă, bunker, are bunker. 3KK. Skinuri, cum stau băieți pe skinuri? N-are nici măcar platinum, nu vine să cred. Nu cred. Ce prostă Derek pe vehicule, pe property. Uf. N-avem acces la bani, că vă dați seama, facem și noi cu ce ne permite. Dar foarte apropiat. Smurf câștigă și punctul acesta de asemenea. Încă un match close din prima rundă. Job, să ne încurcă să luau de băieții care a tras mai mult în viața asta. Și la prima vedere aș spune că Risu. Deci 7 bucăți pentru domnul Risu. 3 bucăți pentru Cristi. Risu ia punctul pe joburi, property, ia să vedem. Fără dar și poate, nu cred că are rost să ne mai uităm. Risu deja a luat și punctul. Să începem cu jobul, să vedem cine a crat mai mult la betoane. Și ochiometrica spune că Deagle 14, 15, 16, 17, 18 puncte în ceea ce privește jobul. Un punct, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la 8, 9, 10, 11, 12 puncte. Și a Tucarino, cu un alt adversar, ar fi defilat Tucarino, însă punctul pentru un jobul merge adică din start. Și începem din nou cu property și o să avem un close de asemenea și pe partea de vehicule, property. Să vedem cu ce se luau de fiecare. Mașini standard are toată lumea. Are două Mave în schimb. Poate. Dar după cum știți, vehicule premium o să le numărăm. Și văd că n-au totuși ceva de să moară lumea, vorba aia. Și o să începem cu Deagle, să vedem câte vehicule premium are. Bun, și are un șamal. Patriot, 2, 3, 4, 3 Patriot. Deci are 3 aici. 4, 5, 6, dar are 6 vehicule, 7 cu tankerul, 8, are 8 premium, ia să ne pe Tucarino. Și avem șamal, road train, 4, că scoalul nu se pune, 5, 6, wow, ce aproape a fost, doamne, ce aproape. Oare mai salvează ceva pe Tucarino la un business, ceva, are un business puternic, n-are business, casă, ceva? Are o casă P3,
personalizată, 999. Are o casă. Are și achiriaș, are și bunker. Ia să vedem. Are bunker și deagle. Are bunker și deagle. Skinurile. 2 Onyx, 3 Onyx, 6 Onyx, 8 Onyx. Ne mai uităm în coata la vehicule. Am mai recuperat foarte mult Tucarino. Sunt doar 2 premium care nu... Ai spune că ar face cine știe ce diferență. Și așa că o să mă uit la valoarea tradable din inventar și să zicem că are undeva la 1, 2, 3. Are 3 deja Deagle. Și nici n-are rost să calculăm valoarea, pentru că sunt doar 3 și nici măcar nu ajung la valoarea unui Mave. Și domnul Tucaino are 2 Mave și un Hotring. Are 6, 9, încă un monster. Oh, oh, oh. O să-i dăm punctul pentru property. Ce? Bă, cred că am curcat contul, nu cred. Nu, Tucarino. Vai. Ei, Doamne, mi-a căzut și LED-ul. Ce dezamăgire. Doamne, ce dezamăgire, nu cred. Băi, arăta oare, am pus alt cont? Nu, l-am pus bine. Încă o mers strâns, poate nu așa de palpitante cât aș crede eu. Două conturi destul de asemănătoare la prima vedere, dar din păcate știți foarte bine, nu analizăm la sânge aici. În primul rând își trecem la proprii de data aceasta, unde pare a sunat că cu bicicleta asta poate o să sară puțin peste Suceveanu, care are vehicule standard și restul sunt din crate-uri. Nu prea mă uimește. Are un premium, în schimb, Asuan, care ar putea să-i aducă punctul. Are și mașină cutit, dar are și tradable. Suceveanu are undeva la aproape 3KK tradable. Are și o mașină din shop, văd. Are și un Hotring din shop, care să spui că ar fi pay to win, și Monster din shop de asemenea. Pare că pe garaj asta mai bine Asuan. Business, nu se laudă nimeni cu un business. Are casă, în schimb, Asuan. Ținem pe skin-uri cum stau băieții. 4, 5 bucăți pentru Asuan. Și 1, 2, 3, 4, 5 pentru Suceveanu. Foarte interesant, foarte interesant. Nu m-am gândit la o modalitate de partajare în caz de egalitate. Top 3 facțiuni acum, să ne cu ce se laudă domnii. 6, 6, 6, 6, 5, 5, 2. Deci oricum rancul ăsta 2 nu o să aibă relevanță. Rancurile astea 6, 3 mă interesează să vedem câte zile au fost ținute. Are un rang 6 pe care l-a ținut 8 zile l-a ținut rang 6-le. Deci mai rău decât un rang 2. A avut totuși un rang 6 pe care l-a ținut de asemenea 12 zile. Tot așa. Și aici într-un final a ținut 2 săptămâni, aproape 3 de fapt. Deci are un rang 3. Punctul o să ia Swan aici și o să treacă Swan în runda următoare, pentru că la facțiune are deja 2 rancuri 5, rancurile 6 la Suceveanu nu se compensează cu nimic. La cum pare următorul meci pe hârtie ar trebui să tână repede, deși n-ai de unde să știi ce o să ascundă mânătăi aici în property. Ascunde 2 BMX-uri, deci dacă mă întrebi bine, parcă mi-e bine să ai, deci are o valoare mai mare decât să 2 mașini. Business nu, casă la aceștia, are casă bănăluși, să zici că s-a salvat cu ea. Să spui că s-a salvat cu casa. Are 3 platinum în schimb, 4 platinum. Deci e property, vreți să vă zic eu că stă o idee mai bine mânătă cu skin-urile alea. Deci în apartament 2 camere. House value de 600. Sunt o idee împotrivă să-i dau punctul lui Bonneluș, pentru că sunt mașini din crate. BMX-urile astea măcar sunt tradable și chiar dacă costă un cas, sunt mai valoroase decât astea. Nu sunt vehicule premium, nu e un Infernus, nu e un Bullet, nu e un ceva. În schimb, n-are un skin măcar interesant Bonneluș pe cont.
Băiatul are 4 platinum și ca valoare trece peste apartament. Și surprinzător mănântă o să ia punctul pe property. Și pe joburi văd că aoleo, o să murim. Deci are un are un job 3-2. Deci doar două joburi s-au luat la ele. Un job, două joburi. Să spui că aici Boneluș ia punctul care un skill 4, că cea mai mare skill câștigă. 1-1 momentan, 1-1, top 3 facțiuni. Murim de râs. Aoleo, 3-3 facțiuni a fost și vă că a fost acceptată în 69, în SP. Inactive banned. Da, o să treacă mai departe de Boneluș. E un cont cât de cât mai activ. Chiar dacă ambii sunt din clanul la mine, îi salut și îi pup cu această ocazie. Dar Boneluș o să treacă cu noroc că n-are un top 3 MNT. Sunt foarte curios de ce a avut mai multe procente Radu. Mă rog, acum este banat din ce am observat. Avem pe punct Cezar din TLG care se bate cu el pentru loc. O să începe direct cu top 3 și începe din start cu 1-0 Cezar. Job, să vedem căruia a plăcut să muncească mult. Fără să mă uit, ar trebui să fie pentru Cezar, deși fiecare au câte un skill 5 de căciulă și chiar așa se întâmplă. Și următorul skill la Radu a venit 3, după aia vine 4 la domnul Cezar, să spui că el ar lua punctul aici. Pentru proprietăți, cum se clasează lucrurile, 3 mașini fără valoare, au cei din PLG un membru pe nume Punct Cezar. Amuzat l-a spus că se putea să nu fie în faza asta de partajare, deoarece a avut 69%, dar când am gândit o regulă, nu am stat să mă gândesc să pun 65, 60, 51 plus. Așa că dacă am spus 70, indiferent că ai 69,9 sau cât i-am mai lipsit noi, Doamne, săracu. Tot 3 facțiuni, pentru că... ok, am înțeles. Deși, aici o să punem tot lider. Știți de ce? Pentru că... scuze, a fost lider la SFSI. Și a luat lider în 2021. A venit fuziunea și în luna iulie 2023, dragi prieteni, ca să ne facem bine înțelegi, i s-a schimbat din baza de date facțiunea la care era lider. El a fost la SFSI, după cum am spus, și acum este la LVSI. Putea să dea afară din SFSI, de exemplu, să dea lider, dar el și-a păstrat vechimea de 992 de zile. Deci are 2 ani și ceva. Mergeți pe 3. O să fac în iulie 3 ani de zile și este unul dintre cei mai interesanți oameni de pe comunitate în ceea ce privește seriozitatea pe care a dovedit-o. Dar în colțul din stânga l-avem pe Vinio, unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun lider de la SOA pe care l-a avut facțiunea respectivă în toată existența sa. Un om care îi place perfecțiunea, nu îi pare să greșească. Nu știu dacă o să găsim în FH-ul lui, de exemplu, o greșeală. Și dacă mă întrebați pe mine, este cadrul meu dintre acela de Champions League în care parcă, uite, un FV, mă, dar nu l-a dat liderul, a luat de la server. Ar fi păcat să piardă, știți ce zic? Însă avem aici SFSI, două lidere cu cel de la RVC și un rang 5 în Paramedics. Domnul Iuvinio se laudă cu lider 6-5, lider 5. Ar fi, nu știu, ar fi puțin nedrept să plece unul dintre aceștia, dar ar trebui să mă gândesc totuși la chestia asta când am inventat conceptul de bătălia conturilor și o să analizez puțin la sânge în ceea ce privește chestiile astea. Pentru mine greșeala este omenească, nu pot să zic nu, Doamne ferește. Iuvinio, dacă o întreb pe mine, fără criterii de partajări, l-a și pus în top 3, 100%.
Sute, n-am stat să calculez la sânge. Aproape 500 de zile în facțiunea asta cu 365 de la experiența de lider și am avut și la LSSI, o facțiune care i-ar place o Darius, i-ar completa FH-ul, ar face mai complet. Dar nu are foarte multă vechime aici. În schimb, Darius are în aceste două experiențe într-una 992 de zile. Dacă adun și ce s-a întâmplat în SFSI din anul 2020, să vedem și când mai exact, din anul 2020, 22 a 5-a 2020, deci a stat un an de zile și în facțiunea asta, în SFSI. Nu știu dacă o să fiți de acord cu mine, dragi prieteni, dar eu o să-i acord punctul scuze, doar pentru că a fost mai longeviv. What? Fără pauze, fără schimbări. Nu e neapărat un mesaj să vă încurajez că ar trebui să valiți așa sau nu. Dar ăsta este motivul pentru care acord eu punctul ăsta acum. O să mergem acum pe joburi unde e 1-1. E 1-1. Și totul rămâne, e primul om în istorie pe care îl văd cu procentaj 100%. Incredibil, procentaj 100% la toate. Totul rămâne în property. Unde scuze, văd că are de două ori multe vehicule decât acesta. O să ne uităm la skin-uri, să vedem cu ce se laudă fiecare. Avem foul, deci și la skin-uri sunt apropiați 68 cu 67. Un Onyx cu 4 Onyx la scuze și unul foarte rar de asemenea, ca și acesta lui Juvinio. Foarte bun skin-ul ăsta, mai ales pentru mafioți, dar și pentru bunker. Foarte greu, deci cred că doar 10 minute, deci cred că doar un episod aș putea să fac pentru oamenii ăștia. Incredibil, deci ce decizie am de făcut. Bunker cred că amândoi, da, și Juvinio are 40 de milioane acumulate din bunker. Nu știu ce bunker e ăsta, deci e bunker tier 2. Are tier 0, scuze, cu toate drăciile astea puse pe el. L-a cumpărat 2020 și el și el. Bă, dă-o în pui, mi-ai bădat amândoi pe 29 așa și l-au cumpărat și că s-au vorbit, mă, la 8 minute distanță. Dă-o în pui, mi-ai bă, frate, n-ai cum, nu, n-ai cum. Ceva casă au ăștia? Aute, Juvinio Reditai Palatul, Juvinio Beleaua. Uf, business? N-au. Și la vehicule... Uf, Doamne ferească Dumnezeule, deci mie este atât de greu să aleg. Deci m-a lăsat fix criteriul ăsta să aleg. O să numărăm vehicule premium. La Juvinio, una, două, trei. Trei premium la Juvinio. Scuze, din 37 de vehicule, are șansa să treacă mai departe, în runda a doua, din bătălia conturilor, ediția 1, cu bucată. Coach, Patriot, Packer, Tanker, Shamal, Road Rain, Petrol Tanker, Fire Truck, Flatbed, Trashmaster, Leviathan, asta nu știu de rea cu e. Uf. Din punctul meu de vedere, pe avere stă o idee mai bine scuze. La prima vedere asta pare. Deci vine are mașini din creituri, din ce văd eu foarte mult, și un singur vehicul tradable. Și scuze are 3, 5. Rămân 5 și punctul o să meargă la scuze care merge mai departe în runda a doua. Căruia i-a plăcut să muncească la viața lui. Și trebuie să calculăm că nu-mi dau bine seama ochiometric. Una. Și avem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci Papa Hulk e un punct din start. Hai să trecem la property. Să ne cucem să laudă fiecare. PH4 în care bizul de la noi și mă bucură foarte mult chestia asta. Câștigă foarte mult în ochii mei bizul. E primul biz pe care vedem în... Wow, câți bani face. Are zile când face și 100 de cabizu. Incredibil. Senzațional. Hai să vedem totuși la vehicule cum stă treaba. Avem vehicul premium ceva. Avem aici la Papa Hulk un videoclip. Un videoclip, auzi la mine, un vehicul premium.
două cu Leviatanul. Business-ul, în schimb, echivalează puțin situația aici. Casă n-au niciunul. Pe skin-ul suntem cum stau băieții, două cu trei Onyx. Un Platinum nu are pe H4. Unul e foarte rar din ce văd. Pe H4 are puțin avantaj din ce văd eu aici. Dăm din nou la vehicule. Să vedem ce are și trei de vol fiecare. Are două pe H. 3, 4, Papa Hulk și o să ia punctul și aici. E, ăsta e meci interesant. Colegi de facțiune, același clan, același nivel, ore, aproximativ la fel, să zicem. Sunt foarte curios de ce se întâmplă la meciul ăsta. Să vedem cui a plăcut să muncească la viața lui. 3, 4, Rinezu pleacă cu 1-0. Să vedem, lăsăm FH-ul la urmă. Sunt foarte curios de property aici și sunt aproximativ la fel aici. În schimb, Victoraș are un road train, are un tanker Rinezu. Dar are trashmaster-ul foarte bine, bravo. Dar pe 3 double cum stă Victoraș? Are una, are un vehicul 3 double, ok. În timp ce Rine are două. Să spui că aici e puțin egal, 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 egal. Să zicem că e puțin egal. Rinezu are și casă. Avis Parifa XU. Bunker. Au bunker amândoi. Și Rine are mai mare câștigură din bunker. Ok. Și are și două skin-uri Onyx. Dar skin-ul Victoraș e... e bun și ăsta. Bun și ăsta. Deci are două. HPFH. Nu m-a hotărât încă. Deși... din păcate pentru Victoraș, Rinezu trece mai departe în runda următoare pentru că l-a bătut și la capitolul ăsta. Când am văzut numele ăsta cu mă doar la banana, am zis că bă, e cont de level 1, n-am ce să calculez, că e bine, că nu știu că au votat băieții la troll. Dar ce să vezi care și skill-uri, fii atent, are 1, 2, 3, are 5 puncte, Ramon câte are? Una, două, deci mă, doar la banana are 1-0 deja. PFH 5-4, lider 5-3. Aici a ieșit, rank 4. Oare are dubluri? Rank 4-5. Cred că Ramon o să facă aici 1-1, că a avut liderul ăsta și... iar bine, nu i-aș lua în cuzare liderul că e banat, dar... n-am gândit o regulă de genul, deci ar trebui să-i dau punctul și o să-l dau. Și e 1-1, deci mă doar la banană încă are o șansă să treacă în runda următoare. Runda care ține de proprietăți. Ramon nu se laudă cu un garaj senzațional. Și are un singur vehicul 3 double și nu are niciun premium. Dacă are un vehicul premium, mă doar la banană, are șanse reale să plece în runda a doua. Și are! Mă, doamna, bana, are un Darai, doamne, incredibil! Maybe I'm too rich, I don't know why. Are și casă, iubesc semenele și dublajele, vai, doamne. Are și bunker. Tare zero, tare zero, dar repar din pădure. Doamne ferească Dumnezeule, skin-uri nu prea au importanță. Are un skin Olix. Nu e cine știe ce ăsta. Nu credeam că o să spun, dar mă doare la banană. Avansează în runda următoare. Senzațională. Următorul meci, unii ar spune că ar fi nedrept, dar din păcate pentru aceștia publicul nu ales un favorit. Dacă ar fi făcut arcamunul vostru acum o analiză la sânge, cred că Silver King ar fi avansat. Nu știu foarte bine FH-ul lui. Pe alu Paul știu. Mai binișor. Dar vedem ce o fi. FH-ul las la final pentru că vreau să fiu un factor decisiv. Vreau să văd că de obicei cine a muncit, ce a muncit la viața lui, cui a plăcut să dea la sapă, să meargă cu vehicul la carieră. Paulică văd că nu prea i-a plăcut să meargă la sapă. Are 5 joburi, să-l văd una, două, trei,
4, 5, are și SLV. Și SLV are 5. Care este cel mai înalt skill din acestea? Este 7 la carry worker, unde domnul Paulic are doar 3. Punctul îți merg la SLV, pentru care din cele 5 joburi, un skill mai mare, și anume 7 la carry worker. Merge pe property să vedem unde ar avea șanse. Paulica, te-ai dus direct, te-ai pierdut în primul meci, mă, Paulica, că are și 3 de bale și premiu mare și ce vrei tu și rot. Nici nu are rost să renumăr, Paulica, că ți-ai vândut averea, ce-ai făcut, mă, băiatule? Silver King, vă păstrăm FH pentru urmă la motoare, felicitări. Bă, voi sunteți nebun la cap, mă. Voi vă dați seama că voi n-ați putat cu Florin în mai mult de 70 de rânduri ca să treacă și omul ăsta mai departe în prima rândă? Adică e nevoie să compar contul de genul ăsta? Serios acum? Ce troller sunteți? Nici n-ar vrea să mă uit aici, că e clar că lumina zilei cine a câștigat aici. Și la proprietăți la fel. Are și primul ceva Florin să scap repede? Are un Paziot, un Packer, excelent Florin, te păstrăm cu FH-uri și pizza boy, te păstrăm pentru runda următoare, pentru că ai avansat. Am ajuns la penultimul meci din runda întâi, unde avem pe Dinici, pe Crax, care se luptă pentru unul din lucrurile rămase. Vedem la Dini că nu prea are level, deci nu prea cred că are ce să strângă din averde și văd că are o cromă spară, văd că stau binișor pe... pe mașinuțe. Deși ca și valoare, Crax totuși ar trebui să treacă o idee mai departe, deși are un Hotring, are un Sparrow, îl cam face puțin Dini. Hai să ne putim pe skin-uri cu ce să luau de băieții. Un Onyx, care nu e foarte wow, are un Rehab, dar nu pot să spui că face ceva cine știe ce. Business nu prea au, Houses nu. Nu așa, bunker, nu, are bunker Dini. Surprinzător, Dini o să primească punctul pe proprietăți și pe job să vedem cine a dat la sapă. Nu vine să cred, bă, omule, bă, nu cred! Deci, are 3 puncte și doar un punct Crax. Bă, mafioții ăștia m-au terminat. Bă, dintr-o greșeală, Dini se cea de parte... n-au nici măcar un top 3 facțiuni aceștia. Și într-un bun final, ultimul match din runda 1 din bătălia conturilor, ediția 1. Pâine, Jegosu versus Darius SN1. Avem o diferență de nivel mare. Pâine văd că are o experiență dublă față de acesta și este și jucător activ pe deasupra. Să vedem cu ce avere se laudă aceștia. Deja avem 1-0 pentru Pâine. O să uit la facțiuni data aceasta și Darius n-are nici măcar un top 3, are un top 3 Pâine și o să avanseze în etapa următoare fără emoții, unde o să începem runda a doua. Avem și rezultatele după ce s-a încheiat prima rundă din bătălia conturilor. Avem în runda a doua alte criterii pentru care o să departajăm oamenii, participanții care o să treacă mai departe în faza rundei 3, și anume cei care au cel mai frumos cont din punct de vedere estetic, adică vizual, avansează în runda 3. Acesta este tabloul cu King, Andy, Xumar, Lice, Nicu, Silvi, Ted, niște Mari, Unchiu, Argun, Moghi, Sorin, Andreșef, Ușmurf, Risu cu Digger, foarte tare meciuta, Asuan, Claude, Boneluș, Rusco, Cezar, Naze, Cipi, Narcis, 21 scuze, Papa Hulk, El Padrino, mă doar la banană, Sârvă King Florin și Dini Pâine. Pentru runda asta, acum cât am stat să editez, mi-am dat seama că degeaba aș spune marea majoritate din filmulețe, pentru că v-aș pierde 20 și ceva de minute din viață doar cum mă uit-o pe conturi și zic că ăla îmi place, asta nu-mi place, ăla îmi place, asta nu-mi place. Și având în vedere că ar dura foarte mult chestia asta, doar v-am lăsat pe speed toate filmările ca să vedeți la ce m-am uitat. Nu sunt așa sigur că am greșit la runda asta, cum am niște bănuieli pentru runda trecută, că poate aș fi dat-o de gard, dar din punct de vedere estetic, să arate bine contul, să aibă nivel mare, să aibă FH frumos, fără sancțiune în principal, fără sancțiune tip ban, o idee, mai umbli puțin și prin proprietăți, o idee, dar cert a fost că între King Andy și Xumar l-am ales pe Xumar,
Pentru că Sumer, dacă mă, și la vremea respectivă, când văzusem eu la analiză, avea contul cumpărat, primit ceva în genul ăsta, a avut o interdicție pe un alt cont. King Andy are un cont solo, One Man Army, cum s-ar spune. La lice cu Nicu a fost o comparație de FH, mai mult dacă țin eu bine minte, unde mi-a plăcut mai mult să mă uit la lice având un cont frumos făcut în ultimii 2 ani de zile. Silvi l-a bătut foarte ușor pe Ted Mosby, având în vedere că Ted Mosby a avut foarte multe sancțiuni, mai ales ca lider, unde a avut la Vertan foarte multe FV-uri. Silvi a avut totuși un VH mai frumușel, aș spune așa, cu tot cu ore niste cu Mari nu e foarte mult de vorbit la meciul ăsta, deoarece Mari are un VH foarte ok și foarte frumos, nici nu se compară cu al niste. Unchiul Argun, în schimb, Argun are un VH urât, unchiul are și vechime, privește-o de mai bine jucătorii de asemenea tip. Moghi a avut de asemenea vechime care a contat, a avut două funcții de lider, inclusiv cu asta pe care o are acum, are și orele ok din ce mi-aduc aminte. La Andreșef cu Spurs nu există termen de comparație, degeaba am stat să vorbim despre chestia asta acum. După care am avut Andreșef cu Smurf și m-am spus că aici n-a fost cine și ce de ales. Risu cu Deagle, Deagle cont de admin 4, badge de VIP, VH foarte ok, în comparație cu Risu care pierduse liderul la momentul acela, mi se pare că a scăzut puțin, nu mai țin foarte bine minte. Asuan cu Claude n-a fost cine știe ce să mă uit, Claude are un VH frumos. Bonelus cu Rusco, nu există termen de comparație, Rusco bate cred că orice cont din tabloul său, dacă e să luăm pe estetică. Punct Cizar cu Naze, același lucru, doar că la un nivel puțin mai scăzut Naze, bate majoritatea conturilor de pe tablou la estetică. Cipi cu Narcis, Narcis a avut decât 2 sau 3 facțiuni, n-avea cum să treacă mai departe. Cipi are totuși experiență, lidere și mai departe. 21 scuze cu Papa Hulk, la fel, nu există termen de comparație, FH lider 900-1000 de zile. El Padrino cu Mădoare la Banană, a fost o surpriză aici, pentru mine aș fi vrut să se ducă Banană mai departe, dar asta a fost. După care ai avut ceva, un match mai dezechilibrat, să zicem așa, unde am stat puțin să mă uit, la SLV cu Florin și au un FH asemănător, dar a avut mai multe sancțiuni Silviu și a avut niște detalii la estetica de confluri care mie mi-au plăcut la vremea aceea și de-aia le lăsesem pe el la estetică. După aia Dini cu pâine, Dini n-avea nimic pe cont, la pâine a fost foarte ușor să stau să mă gândesc cine ar trebui să se ducă mai departe. Avem și tablou complet după ce s-a încheiat runda a doua. Avem în runda a treia meciurile înainte de sferturi și majoritatea sunt foarte interesante, mai ales King Andy cu Lice, foarte interesant având în vedere că este un con nou, un con relativ vechi, Silvi, con nou cu Mari, un jucător activ, Unchi, un jucător vechi, Moghi, un jucător de asemenea vechi, Andreșev și Deagle, Claude cu Rusco, Nazi cu Cipi, cred că este derbiul acestui panou, să zicem așa, scuze cu El Padrino, Florin cu pâine. Sunt foarte curios până unde să ajungă pâine dacă se oprește călătoria lui. După aia avem sferturile de finală, semifinale și finalele. În funcție de tablou, primul meci din runda a treia se desfășoară dintre King Andy și Lice. În schimb, regulile pentru runda a treia acum o să înceapă să fie o idee mai interesante, pentru că o să începem să departajăm jucători direct pe puncte. O să vedeți criteriile pentru care o să putem să ne dăm seama pe unde se situează jucătorii în funcție de 8 categorii plus una bonus, anume cea cu nivele, mașini care se împarte în 3, mai exact, mașini în 3 de bălă, premiul de la credit, cele shop, ore jucate, joburi, puncte bonus, puncte pentru badge-uri și puncte la sistemul de facțiuni. Pentru fiecare listă în parte o să apelăm la prietenul nostru random.org, o să punem cele 8 categorii pentru runda a treia și primele 3 care o să fie sortate în funcție de randomizator, acestea o să fie primele criterii pentru care jucătorii se bată în runda a treia.
Pentru fiecare meci în parte o să facă o listă randomizată și primele trei a listă o să fie cele pentru care jucătorii o să treacă mai departe sau nu. Criteriile, după cum le-ați văzut și în imagine, au fost orele jucate, punctele pe nivele și punctele la mașinile tradable. Astea trei au picat, după cum ați văzut și în extragere. Am început cu orele jucate, le-am numărat, după cum ați văzut și în tabel. Se clasează la aceeași punctaj jucătorii aici, pentru că au acumulat 14 puncte de căciulă. Îi mai lipseau puține lui King Andy să treacă la baremul de 5500 ca să te plăcească cu un punct în plus. Deci la nivel de ore jucate au câte 14 puncte de fiecare. În schimb, la nivele, Lice a trecut cu un punct peste, a acumulat 6 puncte la capitolul ore jucate și Andy 5, ceea ce oferă lui Lice un avantaj de un punct. Și ultima categorie, mașină tradable. Asta și-am dat la fiecare în parte, s-a luat valoarea din dealership care s-a cumpărat mașina la vremea respectivă și vehicule shop le-aș fi adunat în cazul în care erau tradable pentru vânzare înapoi. M-am uitat la amândoi și au o valoare foarte interesantă, se apropie de 100 de kappa, de milioane amândoi dacă și-ar uni averile, dar din păcate pentru unii dintre ei o să plece acasă după runda a treia. Asta pentru că unul are undeva la 65 de milioane, iar următorul are aproape 22, mai exact 21.887.000. Și acesta este Lice, care are o valoare de 21 de milioane, aproape 22, și King Andy cu 65 de caca și 120.500, deci mai departe asigurându-i 8 puncte, Lice 5 puncte și aceștia au fost separați într-un final doar de 2 puncte distanță, Lice având 25 de puncte și 27 King Andy. King Andy care prinde sferturile de finală. A doua partidă care o să mai anunțe și mai exact adversarul lui King Andy din sfera de finală o să fie Silvis sau Mari, o să vedem în funcție de ce o să pice pe lista randomizată cu cele 8 criterii. Ia să vedem, mașini tradable, shop și punctele pe facțiuni. L-ar fi așteptat foarte mult punctele de badge-uri pe Silvi, având în vedere că el are 6 badge-uri și Mari doar una, dar norocul e de partea lui aici. Deci el cade în runda trecută, mașină tradable, shop și puncte pe facțiuni, unde o să fie foarte interesant. Am revenit și cu departajarea celor doi membri care au participat în runda a treia pentru un loc în sferturi, Silvi și Mari. După cum ați văzut, categoriile puncte mașini tradable, mașini shop și puncte pe facțiuni. Puncte pe facțiuni care au durat ceva ca să se calculeze. Scurs și pe doi la vehicule, Mari n-are ce să ne arate nici la machine shop, nici n-am putut să încadrez mașina asta la o categorie, n-a trecut de pragul măcar de un milion ca să iau măcar un punct, la 0 puncte Mari pe ambele categorii, în timp ce Silver a 4 pentru o mașină tradable în funcție de averea sa de 15,5 milioane comparativ cu cea de 800.000 al lui Mari. Bine, aici nu avem acces la bani din buzunar, dar ne folosim și noi de ce avem. Și mașinile shop, 3 puncte au adunat în funcție de cum s-au stabilit punctajele și am trecut după aia la categoria Faction. La Mari a durat mai mult, la Silvi n-a durat foarte mult și nici n-a durat foarte mult să o fac pentru că, cum am spus, adunăm fiecare rang 3, 4, 5, chiar 6 după cum a avut, am mai avut un rang 3, am adunat și rankul 3, 4, 5 din Hitman și după aia am adunat FV-urile pe creat în totalitate. Silvi a strâns 46 de puncte în total cu 3 FV-uri din cadrul facțiunii Hitman, la care se scad câte 5 puncte pe Hitman la FV, fiind o facțiune mai serioasă pentru că ai mai multe beneficii de puncte în ceea ce privește facțiunile mixte, mai ales Hitmanul. Așa că o să fie și FV-urile puțin mai usturătoare, să zicem așa. 15 puncte le-am scăzut băieților care au la FV-uri din Hitman și zic băieților că și Maria a avut parte de un FV în Hitman, dar o să vedem puțin mai târziu chestia asta. Scorul și la o CV s-a încarat în 31 de puncte. În schimb, Mari a fost foarte interesant. A jurnat 154 de puncte, Mari. De 3 ori, de aproape de 4 ori mai mult decât Silvi și în sferturi se anunță o luptă foarte interesantă. Dar
cine o să ia șerpe în sferturi acum? Pentru că nu o să meargă mari. De ce chestia asta? Pentru că o să apară acum pe ecran de punctările despre care nu v-am povestit la început, pentru că este corect să și depunctăm după cum poate ați fi și crezut. Am tăiat 50 de puncte din star pentru kick-out-ul la banuri, cum a fost acesta de exemplu. A avut și un FV la Major și l-am încadrat la categoria de Leader One ca Leader, unde a avut și Leader la Eloco și a luat 3 Leader One și acolo, deci s-au adunat 50 de puncte doar din chestia asta. A fost toată banat și am apit încă o dată 50 de puncte, plus pot să l-am și uitat să-l pun, de exemplu. Deci, dar ce am calculat, a ieșit minus 33 scor total, pentru că i-am spus 87. Dacă mai punem încă 50, o să aibă minus 83 de puncte în total. Deci Silvi se duce în runda următoare în sferturi fără prea mare emoție, mulțumită categoriei facțiuni. Unchiul și cu ochii se ruptă în următoarea rundă, care îi aduce în față pe acești doi lideri de actualitate. Deci o să avem ceva puncte dacă pică categoria de facțiuni. Nu mai stăm foarte mult pe vorbă, o să vedem ce categorii pică. Și a picat pentru prima dată categoria badge-urilor, mașini și o mașini tradable, interesant. O să reveni cu calculele pe badge-uri, interesant, ar fi o diferență infimă oricum, nu cred că ar conta foarte mult. Are nici cu rezultatele după ce am calculat cele trei categorii și la prima vedere oricum nu era suficient de mult că seamănă contul între ele. Ambele foști lideri, actual lideri, câte două funcții de căciulă. Am intrat, după cum se și poate bine vedea la property, și am văzut sărăcie aici. Un vehicul premium, un vehicul premium. La valoarea tradable, unchiul are 7,5 milioane și 15 cada, mă rog. Moghi are 7,89 milioane. Ce chestie. Și am undeva primit 3 puncte pentru categoria asta, pentru că pentru 300.000 acolo în plus nu putem să facem o departajare. 300.000 sunt nimic pe Samp și 3 caca sunt nimic din punctul de vedere, dar mă rog. Și mai știți când am spus că nu cred că o să fie cine știe ce la insigne și la badge-uri. Ce să vezi acum, că Moghi poate are alte insigne prin cont, dar nu le-a pus. Și chestia asta i-a dus în frângere și nu poate să avanseze mai departe și poate că a lui cont poate ar fi fost mai meritat să avanseze. Dar unghiul este norocos în funcție de situația adusă de randomul răgâș și cele trei categorii extrase și merge mai departe în sferturi la debutul său în competiție. Bătălia conturilor, runda 3 de mancini este cu un match interesant de această dată, între care aceștia se numără Andreșev și Deagle, cei doi care se înfruntă pentru un loc, să li se alăture celor din sferturi, mai exact match-ul acesta. O să vedem ce se întâmplă. Alegem categoriile cele 3, vedem cu cine joacă domnul unchiu în runda următoare, cu cel care o să fie departajat la mașini și 8 nivele sau niveluri, dar whatever, și badge-uri din nou, și o să fiți foarte plăcuți surprinși unii dintre voi. VIP badge-ul pe care are Deagle din start o să aduc cu 100 de puncte. Sunt foarte curios la capitolul badge-uri. Nu cred că o să fie alt parametru care să îi încurce lui Deagle călătoria spre runda următoare, de vedem și cu ce se lua de Andreșev. Dacă vine a crede, nici măcar nu cred că avea nevoie de avantajul de 100 de puncte din oficiu Deagle. În rundele următoare iar fi prins bine că s-ar fi mărit restricțiile și secțiunile pentru care am fi determinat jucătorii care mereu mai departe. Pentru mașină și 8, Deagle a strâns 4 puncte, având 8 vehicule și Andreșev doar 2 puncte, având, dacă mă înșel, 3 vehicule. La categoria de nivele s-au încadrat la aceeași cifre, în ceea ce privește punctele primite, 6 de căciulă, în funcție după cum am făcut partajarea la puncte pe această categorie, și badge-urile 14 puncte pentru Andreșev, 5 cu 5, 2 cu 2, adică cel de helper și leader pe care au 5 de căciulă și 2 puncte maratonul și quest-ul. Acum VIP-ul eu l-am pus la 100 de puncte pentru că înseamnă că ai avut admin 4 plus și este foarte greu să ajungi admin 4 și automat
trebuie ceva să vii, să te bați cu cei care au avut lider. Tu poate, de exemplu, n-ai avut lider, cum este chiar și Deagle. Și dacă i-ar fi picat Luan Reșev la secțiunea de facțiuni, s-ar fi bătut mai strâns, pentru că Andrei Șef ar fi avut mai multe puncte de beneficii din cauza la lider. Dar, după care pentru acest Andrei Șef părăsește competiția, cam de vreme din punctul meu de vedere, dar Deagle avansează și se duce chiar departe și o să joace meciul următor cu Unchiu. Următorul meci care anunță următorul jucător care merge în sferturi se dă între Claude și Rusco. Foarte mare diferența de ore, de nivel între cei doi, dar să vedem pentru ce categorie o să se bată. Au rămas categorii de meci trecut și aceștia o să se bată în badge-uri, Machine Crate Premium și Machine Tradable. Ohoho! Poate a avut noroc că nu s-a bătut la facțiuni, la joburi, că n-au avut joburi până acum. Dar avem Machine Crate Premium pentru prima, dacă nu mă înșel. Hai să vedem cu ce se luă băieții. Bă, băieții, am stat și m-am uitat la amândoi. Nu pot zic că a rămas cine știe ce impresionat când zic de Claude, mă refer. Claude nu prea a avut cu ce se laude. La Machine Crate Premium n-am putut să pun Rege și Sultan. Încă nu sunt la o categorie care se permită să acumuleze puncte pentru chestia asta. Nu i-au picat Machine Shop. Are avere totuși o cheiuță impresionantă. 34.387.000. Asta înseamnă undeva la 6 puncte în urma la tabelul nostru. A avut și vehicule shop, ar fi avut ceva puncte dacă i-ar fi picat categoria aia. În schimb, Rusco m-a distrus. M-a distrus când a venit vorba de avere, am văzut 62 de mașini și 65, majoritatea fiind tradable. A adunat și bicicletele și la credituri a avut 8 puncte. A avut multe mașini crate, adică Bullet, Infernus, Sultanul l-am pus, nici Cometul. Și vehicule primului, doamne, cât a avut, incredibil. N-am pus Super GT, n-am pus Buffalo, am pus Turismo, Bullet și Infernus, dacă nu mă înșel, că le asum premium, dacă nu las pe memoria. Da, și total de puncte pentru respectivii, 11 puncte Claude, din cauza că la badge-uri doar 5 puncte a apucat domnul Claude, 33 puncte pentru domnul Rusco, pentru că omul își păstrează badge-urile și nu e rău chestia asta. Claude n-a avut plăcerea să ne facă și nouă cunoștință cu badge-urile sale, în schimb Rusco a pus tot ce a făcut, a luat 2 puncte pe acestea, înseamnă 12 puncte, 5 cu 10, 23, și cu 5 cu 10, 15 și cu 8, 23, cât a avut Rusco, cu 10 puncte din cealaltă categorie, 33 puncte, Rusco trece în sferturi mai departe. Următorul derby, care Naze, care nu mai este Aib Naze, din păcate, este alt jucător acum. Acum putem să vorbim și noi, de la egal la egal, cu domnul Năzicu, care se luptă cu domnul Civi pentru un loc în sferturi, care să vedem cine se luptă cu Rusco. Două conturi foarte frumoase, puțin plus acolo pentru Năzicu. Să vedem cu ce se laudă băieții, dar să vedem în ce categorii se bat băieții astăzi. Și anume nivel, facțiuni și Machine Shop. La facțiune o să fie foarte interesant să analizăm chiar cei doi lideri care au primit bani pentru coduri și cred că o să vină și lista de punctări, cum se cade, revenim cu punctajele. Sunt fenomenal, bă, băieții ăștia, bă, fenomenal, bă, da, amândoi, bă, cum s-au găsit, bă, cum a vrut numărătoarea asta, bă, cum și random-ul râgă și la tragea soți, cum a fost panou și la secțiune de partajare, e incredibil, doamne ferească Dumnezeule. Mă rog, nu o să începem cu categoria asta, că mai mult m-aș răbădi eu de râs. Puncte nivele, 7 Naze, 6 Cipi. Are mai mare nivel Naze și a depășit barul pentru plus un punct. În schimb, la Machine Shop, Cipi e la fața. Domnul Cipian la fața, pentru că Naze nu prea e colect. Nu prea colectează, mă, nu prea e cu colectatul. Mergem așa puțin, a avut 15 vehicule premium, dacă mă înșel, dăsă de pe shop Cipi. Și a dat 5 puncte pentru chestia asta. Asta cu vehiculele nu este pentru a farma foarte multe puncte pentru mine, FH-ul în principal mă face și aspectul contului
în fapt să dau ție multe puncte, dar mașina este un bonus care putea să conteze la departajare, pentru că ați văzut că a contat, de exemplu, la alții. Alții au ieșit la egalitate în funcție de ele. Dar aici conduce Cipi, de exemplu. 7-6 a fost la nivele, 3-5 a fost în schimb. E 10-11 momentul de față și a venit momentul adevărului. Punctele adunate pentru FH a fost în felul următor. Ciprian, 49 de puncte, i-am numărat eu. Nu are foarte multă continuitate în unele facțiuni ce am văzut eu. L-a încurcat acest rank down pentru raport incomplet. A avut rank 3-4 și după aia a farmat liderul pe care l-a pierdut. A fost pe aia rank 3-6, l-a avut vechime mare, dar pentru că n-a fost mesajul cu gut rank, nu a primit punctele. A făcut șirul în VTB de la rankul 1 până la rankul 6, în toate rankurile la mână, după a plecat pentru rank 6, a avut niște scădări, în schimb Naze a avut mai multe aventuri în care a făcut FH frumos, a făcut chiar la prima facțiune un rank 4-6, după un rank 3-6, 6-6, sunt puține punctele pentru rankul 6 Mafi, dar nu contează. I-a scăzut și aici 2 puncte, mi se pare că e FV-ul pe Mafie. A avut încă 2 rank-uri 6, adică încă 6 puncte, încă 3 puncte, încă 3 puncte, aici a farmat mai multe puncte pentru că a avut un rank 2-5, mă rog, 3-5, că 2 nu luăm în seamă. LSPD a făcut rank 3-5, după a făcut un rank 3-6, foarte frumos, după a făcut un rank 3-6 și în Mafie, care se apreciază foarte bine la mine. A făcut din nou un rank 3-5, acum a început încă 3 puncte. Pe lider n-am ajuns la categoria pentru runda 3 să dăm puncte pentru God Leader, asta o să fie puțin mai târziu, o să vedeți voi când, dar Nazia sunt 123 de puncte. Dar acum scăderile cum sunt ele. Nazia are un ban de coduri, asta înseamnă un kick-out 60 FP, mă rog, 300 la lideri, plus sunt 2 sancțiuni aici pe care le-am catalogat. Pentru că am scăzut oricum kick-out-ul după 4 luni, pentru că au avut un an de zile, care este 15, și încă 50 de boabe banul respectiv, pentru că nu facem discriminare aici. A avut încă 2 puncte la FV, 67 puncte scăzute, a rămas cu 56 Năzicu. Năzicu are în total 66 de puncte. Vreți să vă zic scorul Cipi? Bă, frate, e la polul opus. Deci la polul opus, că Cipi are minus 67, Doamne ferească Dumnezeule. Are 2 leader warner, 15 cu 15. Are de asemenea kick-out-ul ăla pentru coduri. A mai avut un leader warner în RT. Asta înseamnă 45 de bucăți doar din leader warner. 50 banul, 50 kick-out-ul. A mai avut un FV în Mafie, plus un rank down pe care l-am catalogat la 15, dacă nu mă înșel. Da, și Cipi a avut 127 doar din penalizări. Doar din penalizări a avut, deci nici măcar n-a produs cât a scăzut, ca să înțelegeți ideea. 66 Năzicu, 67 Ciprian, Naze merge în sferturi. Următoarea partidă, scuze cu domnul Surinezu, care o să fie departajați în funcție de mașini tradable, badge-uri și crate-uri premium. La badge-uri o să ia din start scuze fața, pentru că are decât 2 puncte Rinezu așa din oficiu, bam bam bam. Mașini crate și mașini tradable mai sunt restul. A avut mare noroc că nu s-a bătut la facțiunea, nivele, la ore. Bă, vă zic sincer că la scuze nici n-am mai stat să calculez vehicule tradable. L-am făcut pe Rinezu prima oară pentru că am văzut că stă slăbus peste ani. Scuze, o să avanseze automat în runda automată. Automat în runda automată, Darkule. Automat în runda următoare. Nici dacă... Deci, Rinezu în 3 diferite modalități de a calcula scorul, astăzi doar 5 puncte. 2 pe mașini tradable pentru că a avut 2,97 kappa. 2 puncte la badge-uri pe aia de la maraton și a avut 2 vehicule crate. În schimb, scuze, are deja 25 de puncte din badge-uri, că e 10 donatorul, 10 adminul, 5 helperul și are 25 de puncte. Nici n-are rost să mai calculez restul, o să le vedem în meciul următor. Și ultimul meci din runda a treia. Aim Florin, Pâine Jegosu se înfruntă.
pentru ultimul loc în sferturile de finală. Cel care o să avanseze mai departe o să-l întrească pe scuze. Să vedem, oare începem cu badge-urile, să vedem în ce categorii se bat băieții. Nivel, facțiune și mașini tradable. Oh, interesant. La fel, fără vreo supărare, îmi pare rău pentru domnul Pâine. Nici nu am stat să calculez pentru că m-am uitat la Faction, în primul rând. Dezastru. Deci avem din start aici, aici avem penalizări. 2. Deci deja 12 bucăți și are și un ban pentru coduri, 60, deci minus 62. Deci n-a produs, oricum, că are doar un rang 3-4 în pașnică și are minus 60 puncte. În timp ce mă duc la, dacă mă duc la Florin, nu cred că adună minus 60. Are 2 FV-uri într-adevăr, se întâmplă ceva grav. 4 FV-uri, 5 FV-uri. Aurin complet 15, încă 2 FV-uri. A produs rancuri ok, a avut o demisie cu FP, un leader warn, rang 5, 4, 6, nici n-are rost să mai calculez, a avut un FV, rang 4, rang 3 în mafie, încă un FV, rang 3, minus 15, 6, încă un incomplete activity report, după care se iar 2 FV-uri, iar un incomplete, are minus 45 incomplete, dar are farmate rancuri mărișoare. Și ar fi o diferență cam mică, care are FH-ul cam groaznic. Ei se mai băteau la mașini tradable. Ia să mă uit la mașini tradable ce se întâmplă. Aici are 36K băiatul, 55. 58 jumate, mă scuzi. Nici n-are rost să calculăm că deja nici n-a atinge pragul de un punct și Florin deja s-a dus peste 10 milioane. Da, s-a dus peste 10 milioane? S-a dus în... Da, s-a dus peste 10 milioane. S-a dus bine. Florin o să avanseze automat, pentru că și la nivel este o diferență mare de puncte. N-are rost să calculez că mi-aș pierde timp pentru chestia asta. Calculați voi, dacă e ceva. Cam așa arată tabloul sferturilor de finală, după cele 3 runde care s-au terminat. Cu emoții pentru alții, cu noroc, avem King Andy cu Silviu, un match foarte interesant. Unchiul Deagle, sunt foarte curios ce criterii ne-a pregătit Darkul nostru pentru meciul ăsta. Șmecher, tot rusul cu naze, derbiul acestor sferturi de finală. 21 scuze cu Florin, care ar trebui să fie o idee greuț pentru scuze, dacă are noroc Florin la tragerea de sorți. Sunt foarte curios și Silvi. Imaginați-vă că unii de aici pot să prindă semifinalele, chiar finalele. King Andy nu se poate întâlni cu Florin decât în finală. Silvi nu se poate întâlni cu scuze decât în finală. Unchiul la fel nu se poate întâlni cu Rusco sau cu Naze decât în finală, la fel și Deagle. Avem meciuri foarte interesante, avem candidați pentru poițile avansate. În principal, pe tablou întâi ar trebui să fie meciuri ușoare din punctul meu de vedere și aici un meci mai greu care ia ochii la toată lumea. Dragi prieteni, încep sfertul din finala din bătălia conturilor, ediția 1. Primul meci, King Andy și Silvi. Dar cum o să departajăm acești doi jucători? Care obicei ca și în runda precedentă, unde am folosit randomul G, dar condițiile stau uite mai diferit în sferturile de finală. Pe lângă categoriile pe care le-am avut în runda precedentă, am mai adăugat alte categorii. Și printre acestea o să tragem 4 la sorți pentru fiecare jucător meci în parte și unde am adăugat și o categorie de puncte bonus. O să vedeți acum pe ecran punctele bonus pentru care jucătorii pot să beneficieze de puncte în plus care pot să conteze în bătăria acestora și pe lângă acestea avem puncte de nivel, mașini negociabile, crate, premium, shop, crate normale, categorie nouă adăugată, ore, joburi, vechime pe comunitate, altă categorie nouă, facțiuni și badge-uri. Pentru prima parte, Silvi și King Andy o să se lupte pentru prime 4 categorii, care sunt vechime pe comunitate, unde își face debutul, badge-uri, nivel și facțiuni. A revenit și cu punctajele celor doi, care se bat pentru un loc în semifinalele bătălii conturilor ediția 1. Silvi, pe care avem în imagine alături de King Andy, adversarul său, trebuie să bată în vechimele pe comunitate, unde King Andy a adunat 15 puncte
făcând parte de 8 ani din cadrul comunității Bizon, în comparație cu Silvi, care a adunat doar 5 puncte pentru cei nici 2 ani pe care nu-i are, s-a clasat la categoria între 1 și 2 ani. La Badger, în schimb, Silvi adună 28 de puncte în comparație cu cele 12 ale lui King Andy. La facțiuni stă foarte interesantă treaba. În rundele precedente știți că Silvi adună 46 de puncte. King Andy, în cadrul facțiunilor pe care le are, a strâns 139 de puncte. Lucru care face să treacă momentan în fața lui Silvi, cu un avantaj foarte mare și considerabil, mai ales pentru că vin și punctele bonus. Membrile clanului top 15, 5-5 de căciule pentru fiecare. Nu are nimeni 365 de zile pe drept pentru o facțiune, ca lider nici atâta. Licențele, am uitat să le pun, deși ar fi egalitate aici, deci n-are importanță. Pentru fiecare achievement în parte, am făcut o secțiune pentru fiecare achievement pe care un jucător îl deblochează, să se acorde câte un punct. 131 în comparație cu 117. King Andy ia încă un avans mai mare și cel mai mare boost pe care îl primește King Andy pentru cele două funcții de lider, 50 de căciulă, 100 în total. Dar acum vine partea interesantă. Nu am calculat și punctajele negative. Trebuie să punem și de punctările lui King Andy, care sunt 178. Și astfel, Silvi are 206 puncte. A adunat 122 la puncte bonus, 46 la facțiuni, 5 la categoria nivel, 28 la badge-uri și 5 puncte la vechimea de pe comunitate. 206 puncte. King Andy, adversarul său, 15 puncte la vechime, 12 la badge-uri, 5 la nivel, minus 39 la categoria de facțiuni. Minus și Silvia are un avans foarte mare la puncte de bonus. În schimb, avem cu 236 de puncte King Andy și îl depășește pe Silviu cu 229 de puncte, avansând în semifinale. O revenire spectaculoasă mulțumită punctelor bonus. Fără cele două funcții de lider, poate nu ar fi avut șansa să treacă în fața acestuia, chiar dacă a avut multe sancțiuni și printre acestea s-au numărat 3 FV-uri în SEI, care sunt 6 puncte, 2 FV-uri în PD, încă 6 puncte, banat 30 de zile în SEI, 50 de puncte i-am scăzut aici, 90 de puncte i-am scăzut pentru toate leader warnurile pe care le-a avut în Mafie, 13 FV-uri în Mafie. Și totuși, după ce a fost pe scor negativ la un moment dat în facțiuni, a revenit mulțumită punctelor bonus și acestea l-au salvat și trece în runda următoare, în semifinale. Acum stau și mă gândesc puțin că e un pic nedrept că nu acordăm puncte pentru cei care au atacat o funcție de admin mai înaltă decât admin 1. Mai exact cum avem în cazul Liga Admin 4 și punctele pentru badge-ul acela nesimțit de VIP nu ar fi echivalente pentru cât primesc poate unii care iau 2-3 funcții de lider. Badge-ul următor din sfertul, Unchiu, Aim Unchiu versus Deagle Siu, unde aceștia o să lupte pentru următoarele 4 categorii plus puncte bonus, și anume badge-uri, nivel, mașini negociabile și ore. Foarte tare chestia, dar să vedem la punctele bonus ce se întâmplă. Deci avem badge-uri, nivel, mașini negociabile, atenție, și ore. Mai știți că vă spuneam că mi se pare puțin nedrept prima oară când știam că o să am Unchiu cu Digger, că bă, o să iau 100 de puncte din start la puncte bonus rare, adică Unchiu. Dar după aia am să aminte că stai, că VIP badge-ul are 100 de puncte și într-un fel de corect, admin 4, e greu de luat pe Sam. Oricum, am revenit cu punctajele, le-am făcut, le-am terminat. Badge-uri, nivel, mașini negociabile, ore și punctele bonus. Acestea fac un total. Începem cu punctele bonus de această dată, unde ambii s-au încadrat la un club din top 15. Siu a fost în poziția 14
ai impozitat 6, cât 5 puncte de căciulă. M-am uitat în schimb la achievement-ul, la domnul Deagle, are 190, 111 unchiul. A avut domnul Deagle o demisă la un moment dat din LVPD, foarte longevivă cariera sa, și a ciupit 15 puncte în cadrul secțiunii 365 de zile petrecute într-o facțiune. 15 puncte furate, câte o punct la licență fiecare, unchiul a strâns 217 puncte cu cele 100 de puncte din start luate pentru două funcții de lider, recent chiar pierdută ultima când filmăm noi chestia asta, dar Deagle a recuperat foarte bine și s-a încadrat la 211. De ce zic că s-a încadrat foarte bine? Pentru că din start pornea cu un dezavantaj, unchiul având două funcții de lider, punctându-se foarte bine acestea. La badge-uri, treaba asta foarte interesantă, având în vedere faptul că Deagle are un badge VIP de 100 de puncte, 10 admin, 5 helper, 115, în timp ce unchiul a adunat 10 cu 5 cu 4, 19, din păcate pentru el un dezavantaj foarte mare, aproape de 100 de puncte. La nivel 5 puncte unchiul, 6 puncte Deagle. La mașini negociabile, în schimb, unchiul a câștigat cu o valoare de 7,5 KK din lotul acestui jucător, în timp ce Deagle a adunat 4,3 milioane, 13 puncte la ore pentru unchiul, 14 puncte la ore pentru Deagle, o diferență ușor, ușor infimă. Dar la un calcul ușor matematic, fără alte calculatoare, în minte, bam, 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 nici nu trebuia să faci foarte multe probleme. Deagle avansează în semifinale cu o diferență foarte, foarte notabilă. A strâns 348 de puncte, învingându-l pe adversarul său unchiu, care a avut doar 257. Am ajuns la derbiul sferturilor de finală din Bătălia Conturilor, episodul 1. Rusco cu Năzicul, care nu mai este aimnaze, deci pornește automat cu avantaj în față lui Rusco, îi dau la mine 100 de puncte, o să aibă nevoie, deci 100 de puncte pentru Nazi, s-a notat, da? Deci începem din oficiu, Nazi, așa că ne cunoaștem, 100 de puncte. Aceștia o să se bată, nu cu aceste 4 categorii, că ăștia le-au avut ultimii 2. Bum! Mașini crate normale, își face debutul, mașini negociabile, joburi și badge-uri. Foarte mare noroc, nu joacă pentru Rusco, nu joacă pentru Naze, că n-a picat facțiunii, pentru că la facțiuni se iau în calcul și de punctările, în caz că n-ați observat. La badge-uri o să câștige, presupun, aici Rusco, în filmă, dar asta e pe a doua. Revenim punctajele. Bă, frate, deci m-a pus Rusco pe genunchi. Deci am avut mașini crate normale. Am avut 26 de mașini, 9 naze. 5 cu 3 la puncte, 5 Rusco, 3 naze. Când fac punctajele astea de apropiat, îmi dau seama că e puțin rău și poate ar fi trebuit să le cataloghez la nivel de categorie. Best of 3, best of 5, I don't know. Asta să spuneți voi în episodul ce urmează. Dar acum, în episodul ăsta, dacă dumneavoastră considerați că mai bine ar fi pe categorie și nu pe puncte, vă rog frumos, lăsați o părere în comentarii. Mașini negociabile, 8 puncte Rusco. A avut 51 de milioane față de 1.600.000 al unaze, care s-a transformat într-un Infernus. Nu mai zic de achievement-urile astea care le-ați văzut acum, care a fost faza. La joburi, ambii au primit punctele în plus pentru fiecare 5 joburi la care numărăm skill 10, se adaugă încă 10 puncte bonus. Au prins amândoi, dar Năzicul n-a prins la arheolog punctele pentru că n-are skill-ul și Rusco are puțin intern și la transporter și la chimist toate joburile. E incredibil, e senzațional. 143 de puncte Rusco, 120 naze. La badge-uri, Năzicu a câștigat cu un punct diferență. De asta zic că poate ar conta. Poate ar conta la nivel de categorie data viitoare.
dacă le-am gândit așa, acum nu mai pot să dau înapoi. Și avem puncte de bonus, unde Rusco are 3 funcții de lider și omul a ciupit și un 365 de zile pe drept într-o facțiune, a fost la un pas să mai ia unul, e senzațional, deci contul ăsta este fenomenal, e incredibil contul lui Rusco. Îmi pare rău că am spus că este derbiul sferturilor, dar Rusco a adunat doar 404 puncte la bonus. A avut pentru clan 5 bucăți, 365 de zile 5 bucăți, licențele, mă rog, le-am pus și pe asta e palva, 208 doar din achievement-uri. 150 de puncte promovat la lider de mafie, 50 ori 3 a fost asta. În timp ce Năzicu a strâns și el puncte onorabile la bonus, 267. Că a avut totuși achievement-uri, a avut un lider, a avut și el 265 de zile petrecute ca lider, am pus și aici 25 de puncte. Am uitat să vă zic, le-am pus și la Rusco și cu tot cu alea, totuși a adunat multe puncte. 267 a avut Naze. Deci și cu alea 100 de puncte pe care îl dau Năzicu, are 515. Deci calculați fără alea 100 de puncte, câte puncte ar fi avut Năzicu. Și totuși, tot cu 100 de puncte, dacă îi le dau eu așa că-s băia bun cu Năzicu, tot nu-l ajunge pe Rusco. 583 de puncte, Doamne ferească Dumnezeule. Deci imaginați-vă că sunt din 4 categorii. Din 4 categorii sunt punctele astea plus punctele bonus. Rusco are un FH frumos, nu vreau să mă gândesc și ar fi fost tot cu puncte bonus, tot cu FH. Că l-am mai văzut toată. E senzațional contul ăsta, e fenomenal și curat. E, are și vehicule, ce vrei tu? Deci dacă în fazele următoare nu strânge 1000 de puncte, nu știu ce se întâmplă, e ireal. Ultimul meci din cadrul sferturilor de finală, unde avem o schimbare foarte interesantă. Florin, proaspăt lider, proaspăt lider Florin. Deci Florin nici măcar nu are, nici nu are 4 ore de când a primit funcția, că deja primește 50 de puncte din partea casei. Bravo mă Florin, păcat că ai tagul ăla. Da, asta e partea a doua. 21 scuze cu Florin. Să vedem în ce categorie se bau băieții. Și avem mașini negociabile, shop, joburi și vechime pe comunitate. Interesant aici. E posibil să ai probleme, scuze, din punctul meu de vedere. Nu văd la prima cheie, cum s-ar spune, o categorie la care să zicem care excela. Poate la joburi, nu mă uit. Dar revenim cu punctajele. Poh, frate, nu m-aș fi așteptat o secundă să aibă scuze un meci atât de greu și e foarte mare surpriza pentru mine când am terminat de făcut calculele. Băieți, după cum am zis, s-au înfruntat în următoarele categorii: mașini negociabile, mașini shop, joburi, vechime pe comunitate și, bineînțeles, punctele bonus care se adaugă de fiecare dată de acum încolo. Florin, proaspăt promovat ca lider, a ciupit din prima 50 de puncte, lângă alte 50 de avea, că mai a fost pus în ipozada de a avea funcții de lider pe Bizon. În schimb, m-am uitat aici pe colo, am văzut că Florin are mai multe achievement-uri când am făcut punctele de bonus. 5 cu 5 a avut și amândoi la clanuri, că sunt din top 15. Un punct de fiecare la licențe. A luat 50 de puncte scuze pentru liderul la pașnică. Florin la 2 de 50 aici, adică 100 de puncte. Mă rog, mașinile negociabile pentru scuze, 3 puncte. A avut 7,2 milioane valoare, în timp ce 18 milioane Florin. Dar diferența asta de 11 milioane i-a dus decât un punct peste, 4. E posibil să fi făcut punctele fără a avea o analiză bună în spate. Probabil și de asta este un singur punct între 11 milioane.
Dar dacă așa le-am făcut, asta e pala a doua. În timp ce Scuz revine pe categoria următoare cu 12 vehicule shop în comparație cu cele 4 lui Florin. 5 puncte Scuze, 2 puncte Florin. Joburi, 75 de puncte a strâns domnul Scuze, în timp ce domnul Florin a strâns 55, a avut foarte multe joburi incomplete Florin. La vechime pe comunitate aceștia au câte 7 ani de căciulă. Nerotunjiți, pentru că nu facem calculul 2024 minus 2016, caz de 8. Dar asta este partea a doua. 15 puncte de căciulă. Până aici, dacă stăm să calculăm, 76 de puncte Florin, 98 Scuze. E strâns. Florin vine cu 100 de puncte, cu 50 în plus, deja de la lider. Are mai multe achievement-uri, egalitate pe clan, egalitate pe licențe. Însă, Scuze, a avut în SFSI mai mult de 365 de zile ca membru. Am calculat doar ochiometric din momentul în care a făcut doar un log de intrare din 22 mai 2020. Și deja era luna a 7-a când a părăsit acțiunea, că a fost promovat ca lider. Deci a jupit 15 puncte aici. Dar are 1200 zile. Asta înseamnă că a trecut de două ori peste baremul de 375 de zile. Deci are 2 ani. Deci cu 25 de puncte și încă 25 de puncte pentru al doilea an. Și are 50 de puncte aici. Care cu cele 50 de puncte pe care le-a avut la promovarea în funcție, l-au egalat pe Florin cu cele 100 de punctele lui pentru cele două funcții de lider. Și la cimătru sunt 10 puncte distanță între aceștia, unde Florin avea avantaj. Dar Scuze a primit încă 15 pentru acele 365 de zile petrecute într-o facțiune și a avut cât și cauză în categoria punctelor bonus. 371 de puncte în total pentru Scuze, dar tot undeva la 300 s-a încălat și Florin, mai exact la 344, deci n-a putut să-l depășească pe Scuze. Foarte strâns meciul, la punctele bonus a avut doar cu 5 peste Scuze și cu diferența adunată în categoria trecut peste, și dacă ar fi fost puțin mai făcute analitic vorbind punctajele mele, poate am fi avut un cont ca lui Florin, care personal nu cred că este senzațional, pentru că are foarte multe sancțiuni la categoria de facțiune. Mai departe în semifinale sigur ar fi fost luat la bani mărunți și s-ar fi făcut un pic dreptate dacă Scuze ar fi fost eliminat, dar Scuze completează panoul și intră în Final Four și ocupă ultimul loc din cadrul celor care joacă în semifinale. Dragi prieteni, avem tabloul semifinalilor. Două meciuri în semifinale. O finală mică, o finală mare, nu mai despart de finalul primei ediții din bătălia conturilor, unde personal avem o surpriză pentru mine. King Andy, care se bate cu un jucător solid anume Deagle, și cred că cel mai interesant meci demn de o finală din punctul meu de vedere, dar am dat-o puțin în bar la Rusu cu Naze. După punctajele pe care le vedem, Rusu cu 21 Scuze, un jucător din TLG garantat o să facă parte din finală, și cea mică și cea mare. Și avem King Andy cu Deagle, jucătorii pentru runda 4 o să se întreacă, mai exact la categoriile pe care nu le-au întâlnit până acum. Și se iau în calcul categoriile pentru ambii jucători și parcursul lor. De asemenea, se introduc și punctele bonus. Spre exemplu, King Andy cu Deagle, primul meci. S-au luat următoarele criterii. Runda 4, runda 3. King Andy a fost departajat în meciul cu Lici la ore jucate, punctele pe nivel, punctele la mașinile negociabile sau tradable, după cum vreți să spuneți. În sferturi, vechime pe comunitate, badge-uri, nivel, facțiuni. Asta înseamnă că se taie aceste 7 categorii la total
unde nu o să putem să departajăm pe King Andy și pe Deagle automat, pentru că nici nu are dreptul să fie catalogat pentru categoriile astea. Deagle, în schimb, a avut în meciul cu Monkey, Machine Shop, puncte la nivel, puncte pe badge-uri. După care, în meciul cu Unchiu, a avut din nou badge-uri, puncte din nou pe nivel, mașini negociabile și orele jucate. Asta înseamnă că au rămas 3 categorii, după calculele mele, unde nu a apărut la niciunul dintre cei doi jucători. Aceștia o se bat în următoarele 3 categorii: mașini crate, categoria normală, categoria premium și joburi. Foarte important la joburi, pentru că sunt foarte multe puncte în joc acolo. Și acum contează orice punct pentru un loc în marea finală. În schimb, Rusco, cu scuze, Rusco în meciul cu Cloud a avut puncte la badge-uri, mașini crate premium, mașini tradable sau negociabile, după care cu Naze s-a lăudat foarte, scuze, ce am de Rusco aici, Rusco a avut departajare pe categoriile menționate mai devreme, plus în meciul cu Naze mașini crate normale, negociabile, joburi și badge-uri. După care, 21 scuze, meciul cu El Padrino a avut mașini tradable, badge-uri, crate premium și meciul cu Florina a avut negociabile, shop, joburi și vechime pe comunitate. Din fericire, tot 3 categorii au rămas libere pentru aceștia care se luptă pentru un loc în marea finală, anume ore, nivel și, dacă nu, cred că cea importantă parte din acest episod, anume secțiunea punctelor pentru facțiuni. E foarte vital ce o se întâmple la scuze și la Rusco, pentru că Rusco are un FH foarte bogat și este un meci foarte, foarte greu. Uf, doamne! Avem rezultatele primului meci din semifinale. King Andy vs. Deagle. King Andy cu parcurs foarte interesant, mai interesant decât al lui Deagle. King Andy n-a fost mereu sigur de locul acestuia în ecuațiile care l-ar fi putut duce în punctul în care este acum, de fapt, într-o semifinală din bătălia conturilor. Din punctul meu de vedere, este foarte interesant ce a realizat Andy astăzi și are încă un cuvânt de spus. Și unul foarte vocal în fața lui Deagle, un cont foarte solid de asemenea. Din păcate pentru Deagle, categoriile cu mașini nu aduc multe puncte, dar același lucru este valabil și pentru King Andy, pentru că la categoria premium se numără mașinile care necesită achiziționarea sau deținerea unui comp premium, adică mașini precum Banshee, Infernus, Turismo, Bullet sunt cele care se cataloguează la categoria de premium, care sunt din crate-uri. Eu lui Andy am găsit decât 2 mașini de acest tip, mai exact 2 mașini de tip Turismo, care sunt din crate. Nu includem de asemenea NRG-ul, nu includem Sultan, acelea intră la categoria de mașini normale. Chiar dacă pe imaginile din cadrul punctelor la categoria mașini normale apare un Turismo, nu se punctează, din păcate. Poate o greșeală la mea la edit, dar așa am gândit regula dinainte. În schimb, Deagle a avut 2 mașinuțe. Acestea se numără Turismo și Banshee la categoria premium. De fapt, 3 am găsit lui Deagle, dacă nu mă duc eu bine, între 3 agăți, 3. Are și un Infernus, un punct Andy, pentru că între una și două vehicule îți duc un punct și de la 3 în sus încep 2 puncte. Deagle începe cu un punct în fața lui Andy. La categoria mașini normale, 3 mașini am găsit lui Andy din crate, mai exact 2 NRG-uri și un... ce am găsit? Decât 2 sau 3 erau? Nu mai țin foarte bine minte și eu, e destul de târziu când filmez și e posibil să mai greșesc și eu. 2 NRG-uri am găsit. Da.
Două NRG-uri am găsit lui Andy. Un punct, din păcate pentru el. În schimb, am găsit lui Deagle 8 mașini normale. Și mai exact, avem așa, un Sultan, avem Stretch, avem Savana, am pus și Dodo-ul 4, am pus 5 Blooding, 6, 7 cu Buffalo și 8 cu Stallionul. 3 puncte are aici Deagle, conduce momentan în fața lui King Andy. King Andy are 2, Deagle are 5. Punctele bonus au rămas ca în rundele precedente, 236 de puncte are King Andy. În categoria puncte bonus, cele două funcții de lider l-au ajutat foarte mult să progreseze. La joburi, în schimb, King Andy a adunat 25 de puncte și au adus un total de 263. Deagle are mult de progresat, are doar 211 puncte în ceea ce privește categoria punctelor bonus. În schimb, ultima categorie care ar putea aduce niște puncte în plus este cea cu joburi, unde Deagle a reușit să-l depășească pe King Andy cu 90 de puncte la această categorie și un total de 306 pentru Deagle la prima ediție. Deagle din clanul Siu ocupă primul loc în cadrul finalei care o să dispute dintre câștigătorii. Zic bine câștigătorii, pentru că unul este Deagle și meciul al doilea dintre 21 și Rusco este cel care o să decidă câștigătorul din finală. Trece la meciul 2 din semifinale. Am terminat și a doua semifinală de calculat, dragi prieteni. Sunt foarte curios ce o să se întâmple în finală, pentru că o să fie mult de lucru și zic pentru mine, sunt foarte multe chestii de verificat în finală, dar până la finală avem Rusco cu 21, care se bat la categoriile de ore, facțiuni, foarte importantă categoria asta, care putea să câștige teren bun, scuze aici, părerea mea, și nivel. Plus, de asemenea, punctele bonus. La prima vedere, pentru ore 30 de puncte are Rusco, pentru care 8000 de ore și se justifică cele 10 puncte în plus. La nivel, Rusco are 2 puncte față de adversarul său. 9 puncte Rusco, 7 scuze. La facțiuni, treaba asta e interesant. Scuze nu are foarte multe puncte. Chiar dacă i-am punctat, cum se punctează aici, rang 3, 4, 5, 6, după aia iar 5, iar 6, are 2 ani ca lider pe care a trecut aici și a câștigat punctele la bonus, care au rămas la fel ca în runda precedentă. A mai avut aici un șir interesant, rang 3, 4, 5, 6, rang 3, 4, 5. I-am scăzut foarte puțin, pentru nici, de fapt nici mi-am scăzut FV-ul ăsta. Ăsta am uitat să-i scad. Și având în vedere că am spus chestia asta, probabil v-ați prins că scuze nu o să avanseze în runda următoare, nu o avansează în ultimul act decisiv, se duce cu King Andy în finala de consolare pentru locul al treilea din prima ediție a bătălia membrilor. Conturilor. Din fericire pentru el, Rusco avansează cu un punctaj foarte mare. Rusco l-a zdrobit efectiv, nici nu mai știu să vorbesc, l-a zdrobit în punctaj. Deci ca să înțelegeți o idee, Rusco a avut multe de punctări și anume 64, că a avut 4 lider warnuri în 3 funcții de lider pe care le-a petrecut. A avut câte un lider one de căciuri la fiecare lider pe care l-a luat și a avut 2 în SP. 15x4, 60, simplu. Am avut 2 FV-uri într-o mafie, sunt 64 de puncte. L-a avut 90 de puncte în categoria facțiuni adunate, pentru că rancurile 3 la mafie nu prea se adună mult la mine. Eu le văd ca pe ceva ușor, dar a avut și rancuri 5, a avut și rancuri 4, e ok-uț. A avut un parcurs bun. Față de scuze, a avut un parcurs bun.
469 de puncte total pentru Râscu. A avut doar 404 la punctele bonus pe care le știți din runda precedentă. E foarte mult. E foarte mult ce are Râscu acumulat, pentru că are membrul de clan, are 365 de zile petrecute într-o facțiune. Are 365 de zile petrecute ca lider într-o facțiune. Licențele, mă rog. 208 achievement-uri. Ălea îl boostează foarte mult și are 3 funcții de lider luate, adică 150 de puncte doar ălea. E foarte greu să te bați cu Râscu, foarte greu. Foarte, foarte greu să te bați cu Râscu. E un consenzațional, repet din nou chestia asta. Râscu o să dea piept în piept cu Deagle în finală, în timp ce în finala mică, 21 scuze, cu King Andy. Dragi prieteni, îmi face o deosebită plăcere să anunțăm punctajele pentru prima finală din prima ediție a bătăliei conturilor. Finala mică. King Andy versus 21 Savage, 21 scuze. În finale o să adunăm toate punctele pentru toate categoriile pentru care am stat astăzi și am făcut analiză, anume, mai exact, cele 4 categorii de mașini: mașini negociabile, mașinile cumpărate de pe shop, mașinile dropate din crate-uri care necesită comp premium și mașinile din crate care nu necesită comp premium, care sunt catalogate la mașini normale. Următoarele 4 categorii care țin cont de general info: nivel, ore, vechime pe comunitate și badge-uri. După care, a noua categorie, joburile, și dacă nu, chiar cea mai interesantă și cea mai importantă secțiune, anume cele facțiuni. La această categorie o să adăugăm, ca de obicei și în ultimul rând, punctele bonus, după cum bine v-am obișnuit. O să vă zic direct scorurile, pentru că marea majoritate din categorii au fost calculate la acești jucători. Nu degeaba am calculat în semifinale parcursul jucătorilor pentru categoriile la care ei nu s-au mai întâlnit, nu au mai participat în rundele precedente, pentru a fi mai ușor de calculat în finală, pentru a fi mai interesant totodată. Și avem așa: King Andy cu scuze la categoria mașini negociabile, 8 cu 3. King Andy este gazda, scuze este oaspetele, deci King Andy începe mai bine, pentru că King Andy are 65 de milioane în valoarea mașinilor conform property. Mașini shop 0 cu 5. 0 cu 5 puncte. Scuze a făcut legea când a venit vorba de mașinile de pe shop sau maraton. Crate premium, 1 cu 2. Crate normale, 1 cu 3. La nivel, 5 cu 7. La ore, 14 cu 20. Vechimea pe cont, 15 cu 15. La badge-uri, 12 puncte pentru Andy, 25 de puncte pentru scuze. Nu calculasem. Ai 10 cu 10 cu 5, 25. La joburi? Nu, serios. Să te aprozi la joburi, King Andy. Mă miram cum are doar 25 de puncte cu 75 la scuze. Dar e ok. La facțiuni, minus 39 cu 17 pentru scuze, minus 39 la King Andy. La acest scor, fără puncte bonus, King Andy are 42 și scuze 172.
cu tot cu punctele bonus, care sunt 236 pentru King Andy. Acesta ajunge la un total de 278 de puncte. Scor întreg pentru toate categoriile parcurse pentru King Andy. Locul 4 pentru acesta la prima ediție din Bătălia Conturilor. Primul episod. Personal te felicit pentru parcursul avut. Nu vreau să zic neapărat că e cel mai top cont care merita poziția 4-a. E o surpriză pentru mine, dar am încercat să fac acest concept în așa fel încât să nu fie prea mecanic, nu, să nu fie prea plictisitor, să fie și o șansă pentru jucător, chiar dacă ai o categorie la care nu excelezi și să poți avansa cu ea. Scuze! Cu 273 de puncte din categoria puncte bonus, acumulează un total de 445 de puncte și ia locul 3 din cauza sistemului eliminatoriu. O să înțelegeți mai târziu de ce. Scuze, este primul loc 3, a avut un loc foarte onorabil, a avut un parcurs senzațional dacă mă întrebați pe mine. A început un meci greu cu Juvinho în debutul acestei competiții, după care au venit meciuri ușoare până în semifinale și în finală, foarte greu a avut de asemenea. Finala mică avem pe 21 Darius, 21, 21 Savic, cel mai bun instructor de pe server, fără dar fără poate, pe poziția 3-a acestui turneu, cu 445 de puncte. Între timp, Bruscu și-a pierdut contul și a spus că vrea să facă cu contul ăsta și nu cred că avea nevoie de alte adăugiri. Deagle câștigă marea finală din prima ediție a Bătăliei Conturilor. Mulțumesc foarte frumos că v-ați uitat până acest episod. Nu uitați să dați un pum mare, mare, mare buton de like și noi ne auzim data viitoare. Salut! Asta s-ar fi întâmplat dacă Deagle ar fi dat și el cașcavalul corect la puternic și nu a mai fi fost nevoit să îl punem din nou pe Rusco să-și flexeze. Ditai contul aici, frate, ditai contul, n-are pic de rușine băiatul ăsta. Bă, pic de rușine n-are, mă, pic de rușine că n-are, mă, băiatul ăsta. Și avem în felul următor, dragi tovarăși, avem o categorie incredibilă la Deagle. O categorie incredibilă la Rusco, un parcurs foarte bun pentru amândoi în prima ediție din Bătălia Conturilor. PH-uri foarte frumoase, foarte bogate, foarte interesante, dar o să vedeți că PH-ul este cel care l-a tras în jos pe Deagle astăzi și mai exact începuturile lui de carieră și cele două banuri din cadrul Red Dragon Triad și The Tsar Bradva. A avut și FV-uri în foarte multe facțiuni. Ca și idee, omul a avut pe depunctări doar așa: 4 FV-uri pe News Reporters, 4 FV-uri pe Paramedics, 2 banuri de Cheats în Mafii, o interdicție n-am pus-o pe aia, 4 FV-uri în PD, 1 FV în Mafie. Și toate astea au adus foarte multe depunctări pentru domnul. 130 de puncte doar pe depunctări. 130 de puncte doar pe depunctări. Și pe punctări a avut 111, în teorie a avut minus 19. Începe marea finală cu un mix spoiler, după cum am spus, Rusco cu Deagle. Două conturi foarte interesante, foarte muncite, după cum se și poate bine vedea. Jucători vechi, relativi, au o vechime foarte de apreciat, aș spune eu. Începem punctajele, după cum știți, mașini negociabile, shop, crate, premium, crate normal, nivel, ore, vechime pe comunitate, badge-uri, joburi, facțiuni și puncte bonus. Deagle cu Rusco, marea finală din prima ediție a Bătăliei Conturilor, începe acum cu Deagle și Rusco în categoria mașini negociabile, 2 puncte Deagle, 8 puncte Rusco, mașini shop, 4 Deagle, 5 Rusco. Rusco a avut 11 vehicule shop în timp ce Deagle a avut doar 8. Și la categoria Crit Premium, 2 puncte Deagle, 3 puncte Rusco, mașini crei normal, 3 puncte Deagle, 5 puncte Rusco,
Categoria de nivel 6 puncte de Eagle, 9 puncte Rusco. Categoria ore jucate 14 puncte de Eagle. Sunt multe ore pentru un jucător normal. 30 de puncte Rusco, foarte multe ore. Vechimea pe comunitate s-a rotunjit la 8 ani de zile pentru fiecare. E incredibil. Ba nu, Rusco are mai mult de atât. Are mai mult de atât. Nu, 8 ani. 8 ani, m-am stricat. Mă speriasem. Ora târzie. Deci la vechimea pe comunitate, da mă, Darkule, 6 și cu 8 fac 4, e bine, stai tu liniștit. La badge-uri, Deagle are 115 cu 23 Rusco. Aici este momentul în care Deagle are 161 de puncte în totalitate și Rusco are 98. Deagle conduce cu două categorii rămase. Pe facțiuni, minus 19 la Deagle. Plus 26. În momentul de față, Rusco are meciul în mână dacă are puncte bune la joburi. Are 124 scorul momentan. Are 124 scorul. Are 142 Deagle în momentul de față. Vin cu ultima categorie. Și anume categoria pentru joburi, unde ochiometric se vede că Rusco trece în avantaj. 90 de puncte pentru Deagle, 143 de puncte pentru Rusco, 232 Deagle în între față, 267 pentru Rusco, 211 pentru puncte bonus la Deagle, 404 Rusco la categoria puncte bonus. Și după toate calculele, după toate eforturile depuse, Rusco adună un total de 671 de puncte și este primul câștigător și unicul câștigător din prima ediție a bătăliei conturilor. Prima și numărul 1 cu 671. Incredibil scorul, dacă vreau să vină, are doar 404 doar pe categoria puncte bonus. Foarte multe cifre, foarte multe calcule, foarte multe realizări făcute de Rusco și acestea împreună cu ele îi aduc titlul de cel mai tare cont din prima ediție. Și dacă nu primești în reacție în episodul 2, uitați-vă la mine că n-ai cum să bați un cont ca lui Rusco la nivel de categorie individuală, la nivel de punctaj, la nivel de estetic. Nu știu cum ai putea să bați un cont de genul ăsta. E unul incredibil. Și al Deagle este foarte frumos, dar o să încerc să fiu cât de sincer să pot eu a fi. Contul Rusco este foarte, foarte, foarte greu de făcut, de ajuns, de produs, de ce vreți voi. Omul acesta, în mai bine de cei 8 ani de zile pe care a petrecut pe comunitate, a reușit să facă acest cont, dacă nu exagerez, o operă de artă. E un cont senzațional. N-am cuvinte suficient de multe ca să pot să descriu ce cont reprezintă băiatul ăsta. E senzațional contul acesta pe care vedem în imagine. E unul dintre jucătorii pe care știi că sunt iconici la o categorie de legendă pe această comunitate. Un nume foarte sonor. Și așadar, Clanul TLG aduce doi câștigători în această primă ediție din bătălia contul Rusco. Câștigătorul în prima fază a ediției din bătălia conturilor. Primul episod de debut, următorul episod o să fie cel cu bătălia membrilor, așa că stați aproape.
Dar nu până să vă spun și punctajul Deagle, care a fost de 443. El câștigă locul 2 mulțumită sistemului eliminatoriu, că dacă ar fi fost la departajare, pe clasament, ar fi picat pe 3, pentru că, scuze, are 445. Și chestia asta face turneul mai frumos, pentru că dacă ai noroc, dacă introduci acest factor care într-un fel elimină factorul acela de siguranță, să spun așa, nu mai este atât de catchy. Eu filmând, făcând acest turneu, gândindu-l, punctajele, îți fac calcule, a fost, nu pot zi neapărat o plăcere, dar a fost ceva wow să văd munca voastră, unii de ani de zile, dacă nu chiar în deceniu se apropie unii, să fac sisteme în capul meu, cum a fost de exemplu pentru runde, să gândesc semifinalele în așa fel încât jucătorii se bată la categoriile la care nu s-au întâlnit până acum. Trebuie să iei categoriile am la mână, să vezi, stai, să... A fost o muncă grea, dar punctajele avem, dacă vreți să schimbăm ceva din episodul următor, sunt foarte deschis la propuneri, sunt foarte dornic să aud părerea dumneavoastră și... Ce pot să zic? Rusul a câștigat pe ediție, îl felicit personal, într-un fel mă bucur că a câștigat un om sonor, unul care a meritat, nu pot să zic nu, și una pe sal, dragi prieteni, felicitări, mulțumesc foarte frumos pentru vizualizare, dați voi acolo un pumn la butonul de like pentru că a fost o muncă titanică în acest episod și nici măcar nu am apucat să montez, dar păi după ce o să am apuc de edit, doar filmatul a luat foarte mult timp. Gânditul acestor runde a turneului a costat foarte mult timp, zile, săptămâni. Eu îl filmez în penultima zi din martie acum. O să fie un episod mai lung, după cum v-am anunțat și pe Discord. Stați aproape, dragi prieteni. Vă foarte mulțumesc pentru tot. Tot suport acordat. Felicitări Rusco, felicitări pentru Deagle, pentru locul al doilea. Reprezintă clanul SIU al cel mai înalt nivel, după cum se și poate bine vedea. Felicitări, scuze și felicitări pentru Andy să nu fie supărat pentru locul 4, pentru că a avut un parcurs senzațional din punctul meu de vedere. Vă doresc un timp senzațional, dragi prieteni, ne auzim cu următoarea ocazie și mai exact cu al doilea episod din Bătălia Conturilor, secțiunea pentru membri o să fie episodul următor și mă gândesc să fie pentru mafioți episodul al treilea, dar asta o să vedem noi. Vă salut, numai bine!